Ouăle de la o companie din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, au fost depistate pozitive la salmonela. Despre asta informează consumatorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. În conformitate cu legislația în vigoare, operatorul din domeniul alimentar este obligat să recheme de la distribuitori și din rețeaua de comerț toate loturile de ouă plasate pe piață cu data durabilității minime 13 iunie 20 iunie. Deținătorii de produse alimentare neconforme care nu au luat măsuri de retragere a acestor produse de pe piață sunt pasibil de răspundere juridică. Totodată, persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu le admită în alimentație și sunt în drept să le returneze unităților de comerț de unde au fost procurate. În cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abateri de la prevederile legislației pentru protecția consumatorului, cetățenii sunt îndemnați să depună o petiție la ANSA la numărul de telefon afișat pe ecran.